manifestare organizată de conducerea școlii numărul 2 Ioan Alexandru Brătescu Voinești din Târgoviște nu este nici prima, nici singura de acest gen. Copiii de clasa a 3 au ieșit pe străzile municipiului și au atras atenția adulților, dar și celor de vârsta lor, asupra faptului că orașul în care trăim nu este unul curat. Este de fapt un proiect de mediu, verde înseamnă sănătate, un proiect care atrage atenția opiniei publice despre faptul că orașul nostru, așa cum a constatat copiii, nu este un oraș curat. Și asta nu din cauza că neapărat că autoritățile nu-și fac datoria, ci din cauza cetățenilor care nu știu să respecte curățenia orașului. Motivați de cele aflate despre țările europene impresionați de curățenia de acolo, elevii au vrut ca acesta să fie un prim pas în educarea celor de lângă ei. Micuții și-au exprimat nemulțumirea cu privire la comportamentul locuitorilor orașului. S-au arătat dezamăgiți de cei care aruncă deșeuri la întâmplare și cu toți au fost de acord că municipiul Târgoviște trebuie să fie cel mai curat oraș din țară, iar România cea mai curată din lume. Oamenii să nu mai arunce gunoaiele pe jos ca să fie Târgoviște cel mai curat oraș din toată țara. Vrem și noi o Românie curată ca celelalte țări din Uniunea Europeană, din întreaga lume, pentru că în alte țări se aplică reguli de curățenie mai bune și oamenii le respectă. Vrem și noi să avem acele reguli și să nu avem o țară poluată. Fără mediu curat noi nu putem trăi, fără natură. Vrem și noi un mediu curat ca ceilalți. Un proiect foarte interesant, fiindcă protejăm natura și chiar toți vrem ca Târgoviștea noastră să fie cea mai frumoasă și cea mai curată oraș din România.